ceea ce s-a întâmplat la Londra nu putea decât să reverbereze în citadela cărturărească din Cambridge. În luna octombrie s-a desfășurat un proces în secret la Fotheringhay, în urma căruia Maria, regina Scoției, și-a primit sentința capitală, chiar dacă ea n-a fost adusă la cunoștința norodului decât în decembrie. Cambridge mai muțări Londra cu dangătul clopotelor din biserici și cu aprinderea focurilor în jurul cărora să danseze studenții. Rostul focului e să dea căldură, își spuse Kit în sinea lui, în timp ce înghețat bocnă, de atât a scris în camera lui geloasă, se opri lângă un foc aprins pe malul chemului înghețat. Hai să ne agățăm de spirit și să nu mai gândim, căci a gândi înseamnă să te rușinezi, știind că nu poate fi vorba de un proces adevărat, deoarece regina Scoției nu-i vreun supus al puterii străine reprezentate de Anglia și că sentința îi se întemeiază doar pe un act parlamentar dubios și pe un înscris fals. Primiseră vestea că sentința nu fusese semnată. Regina Angliei se temea la gândul că ar putea fi discreditată de către monarhii europeni. Asasinat? Se prea poate să se lase cu un asasinat. În iarna aceea, Europa fu acoperită de un strat gros de zăpadă. Zăpada împrejmui Cambridge-ul și îl ținu pe Kit fără niciun rezerv, captiv în oraș. Aduna preascuri și stătea la focul din camera lui, iar în ziua de sărbătorire a nașterii pruncului, pe care el nu îl mai putea considera mântuitorul său, lucră cu spor la piesa lui. În ianuarie veni și trecu o scurtă perioadă de descheț. Pe un drum poleit, calul lui Nick von der Apă își recăpătă echilibrul, apoi alunecă din nou în timp ce se întorcea spre Londra la niște treburi de prin nord, obosind o vreme la Cambridge. Intră mătaia lui Kit făcând brrrr, îngheța tot, și se înclină în fața focului ca un fiu al lui Zoroastru. Ai rămas pe din afară? Scris mi-a povestit cum ai vomitat și ai dat la boboci. Ai redevenit studentul cu minte, văd că umbli în strențe negre. Totuși, ceea ce scrii nu e o treabă studențească. Îmi aduc aminte de teșeri și băiații de ai tăi. Acum ai regi din Alger, Fez și Maroc. Călătorești departe cu gândul. Cu toate astea, te păstrezi pentru tine însuți. Mi-ai adus ordine la Walsingham? Am terminat cu el. După cum știi și tu, n-ai să termin niciodată. Cercuri de oțel și toate alea. Vorbește însă de Walsingham și ți s-ar face milă de el dacă l-ai vedea. Ai auzit că Sidney a murit la Zupfân? Ne-au ținut la predici până ni s-a plecat. Tu ai nevoie mai mult decât mine, cavalerul protestant. Și generele Walsingham trebuie să se ocupe de creditorii lăsați în urmă. Asta o să ducă la amânarea funeralilor. Ar fi nedrept și rușinos să fie expus panașul negru în timp ce sărmanii creditori urlă să li se restituie banii dați cu împrumut. Sir Francis ține tare mult la justiție. Da, da, tare mult. A reușit să descopere modalitatea prin care să ucidă o regină în condiții perfect legale? Tocmai se pune la cale o nouă manevră. Și au zis că poate dorești să participi și tu la ea. Ceva în legătură cu tentativa ambasadorului francez de a pune praf de pușcă sub patul reginei Elisabeta. Niște hârtii măsluite, bineînțeles. Asta o să tragă după sine arestul la domiciliu și o să pună capăt cererilor adresate regelui său să stăruie pentru eliberarea Mariei Scoțiene. Și trebuie să răspândim zvonul că Maria a evadat și spaniolii năvăresc în Kent și Sussex și bălșăviesc spre Londra să-i dea foc. Ne-ai putea ajuta să răspândim zvonul ăsta? Dar nu vreau să am de-a face cu așa ceva. O să-i spun lui Sir Francis că m-am întors la starea în care mă vezi. De cărturar pârlit, care tudește să-și ia diploma și să fie hirotonisit și care stă cu nasul în cărți. Sir Francis o să plângă amarnic, iar Polei, care încă e în turn, o să plângă și mai și. Poftim! Polei mi-a fost într-un fel
îndrumătorul și supraveghetorul și e terminat așa că am temat și eu. Și totuși, spuse Frunt, luând o coală de pe masa lui Kit, nu-ți displace grandioasa lumea puterii?